Brejul este un oraș cu un potențial de dezvoltare semnificativ. Orașul de pe Someș ar putea fi o localitate ideală pentru locuit. Geografia locului este una generoasă ce permite un standard de locuire ridicat, cel puțin din punctul de vedere al calității mediului. Asta doar dacă investițiile s-ar face cu cap. Avantajele locuirii în Deș sunt vizibile doar pe hârtiile de modernizare ale primarului Morar Costan. Reportajul Cluj Manifest de astăzi o să vă prezinte câteva dintre eșecurile unei administrații publice locale care se laudă că reușește să modernizeze orașul. În fapt, ultimii ani ai administrației locale de la Deș tind să se transforme într-un coșmar urbanistic pentru localnici. În 2022, în doar câteva luni, zeci de copaci din centrul Dejului au fost tăiați cu brutalitate de către autorități. Au dispărut braze argintii înalți de câțiva metri, castan și mai mulți arbuști. Gazonul a fost înlocuit de pavaj. Presa relata că masacrarea copacilor a fost făcută în cadrul unui proiect de 7 milioane de euro, care, culmea, urmărea reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Arhitectul orașului declara presei că proiectul este unul modern. Părerea mea e că își aveau locul pentru perioada în care au fost făcuți. Acum, conceptele sunt altele sau se revine la conceptul de piață centrală medievală. Centrul orașului nu este o pădure, calitatea unui spațiu nu înseamnă că plantăm cât mai mult. În anul 2024, Dejul are un centru extrem de neprietenos cu natura și mediul. Marele eșec al administrației locale este însă modernizarea parcului balnear Toroc, o zonă turistică mică, dar apreciată de localnici. În februarie 2020, autoritățile anunțau modernizarea parcului balnear Toroc în cadrul unui proiect de 7 milioane de euro. Primarul Costan se lăuda că parcul balnear se va extinde pe o suprafață de 10 hectare. Urma să se construiască o zonă de tratament, o parcare de aproximativ 200 de locuri, bazine de apă sărată, zone speciale cu sare pentru tratament, erau prevăzute inclusiv grote de sare. Domnule primar, parcul balnear Toroc se va extinde în cadrul unui proiect pe fonduri europene. Despre ce este vorba? Da, mă bucur că în urmă cu câteva zile am fost informați de Ministerul Dezvoltării că avem posibilitatea să dezvoltăm parcul balnear Toroc cu extindere pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Sigur că pentru această extindere, pentru acest proiect, am muncit în urmă cu 3 ani de zile, am demarat extinderea proiectului. Valoarea proiectului este de 7,3 milioane de euro. Sunt în mare măsură fonduri nerambursabile. Avem o mare provocare pentru că în zona respectivă, unde vrem să implementăm acest proiect și construcția în special, care are o suprafață construită de aproximativ 3.000 de metri pătrați, este o zonă foarte, foarte instabilă și a trebuit foarte multe studii geo în zonă, a trebuit eforturi extraordinare pentru a aduce acest proiect în faza în care să fie eligibil. Dorim să mărim zona de agrement pentru că, în primul rând, construim bazine de capacitate mai mare cu apă sărată, atât de necesară pentru tratamente. O să avem și grote cu sare, bulgări de sare, aproximativ 5 grote, care de 4 pe 5 metri, 20 de metri pătrați, unde poți face aerosol și ieșirea din grote este spre bazin, pentru fiecare grotă, bazin cu apă sărată, adecvat pentru un tratament atât cu aerosol cât și cu apă sărată. În această vară investiția va fi demarată și undeva aproximativ un an jumate poate fi implementată. În anul 2024, investiția promisă este însă abandonată din cauza alunecărilor de teren. Arhitectul șef al Dejului spune că a vizat proiectul de modernizare al parcului Toroc, deoarece existau studii geologice ce garantau stabilitatea solului. Autoritățile refuză să clarifice cine ar putea fi de vină pentru faptul că modernizarea din parcul balnear o ia la vale. E de vină autorul studiului geotehnic? E de vină proiectantul sau poate chiar constructorul? Investiția, știu că s-a oprit investiția, din diferite motive tehnice s-a întâmplat ceva acolo. Am înțeles. Da, acum altceva nu mă pot spune, că eu nu știu să vă spun
exact care este situația și de, să vă dau niște date tehnice pe care ar trebui să le dea constructorul. Am înțeles. Dirigintele de șantier, că probabil de asta doriți, nu? Eu doream doar să aflu cine a semnat autorizația de construire și cine a emis certificatul de urbanism. Adică cine și-a pus semnătura. Cine, primăria, deci, eu m-am semnat. Dumneavoastră ați semnat. Da, și eram curios dacă la momentul semnării ați avut niște rezerve sau oricum zona era trecută în planul de amenajare a teritoriului național ca fiind o zonă cu alunecări de teren de grad ridicat. Nu, haideți să vă spun, atâta vreme cât există un studiu geo și niște proiecte de rezistență verificate de cineva. Am înțeles. Eu nu am cum să am rezerve în direcția asta. Că n-am cum să am, că nu sunt în măsură să verific studiul geo. Deci asta vă pot spune de parcă. Am înțeles. Altceva în plus n-am cum să vă spun, că nu am de ce. Aș dori să-mi spuneți în cazul în care un studiu geo dă o eroare așa de mare. Cine răspunde din punctul meu de vedere? Eu să vă spun. Acum, dumneavoastră, practic, ați început cu mine un interviu și am zis că nu vreau să vă dau la telefon. Dar vorbind ca orice om, cetățean, simplu, cel care a semnat studiul geo, își asume responsabilitatea pentru studiul geo. Am înțeles. Și cel care a proiectat fundațiile își asume responsabilitatea pentru acele fundații. Știți să se și făcut niște demersuri de identificare a erorilor, de găsirea unor vinovați pentru ce s-a întâmplat acum? Nu am fost implicat în așa ceva. Bun. Nu știu. În momentul, sunteți primul care m-a întrebat pe mine ceva în legătură cu acest proiect în sensul ăsta, dacă... nici nu știu, chiar poate știți cu siguranță, dar să știți mai multe în ce măsură există ceva proces sau între... Nu știu să vă spun. Arhitectul șef nu știe să se caute vreun vinovat, iar primarul Morar Constan refuză orice dialog motivând că întrebările sunt tendențioase și urmăresc denigrarea lui. Totul e ok. Nostru de vedere, noi suntem în situația în care cea de prindere ne-a făcut. Sigur, acum e problema constructorului să vină cu această propunere de expertiză pentru punerea în siguranță și continuarea lucrărilor. Asta înseamnă că studiul geotehnic și proiectarea au fost eronate. De unde să știm noi că sunt eronate? Păi dacă... Să vă dați seama că dacă noi solicitat constructorul a făcut lucrul ăsta și studiul geo și proiectarea. Păi nu se eronate dacă se duce terenul la vale, da? Păi nu, au fost verificat de verificator autorizat. Păi și ăla n-a greșit. Păi nu, că e situația că în momentul când s-a implementat poate proiectul, credem noi că în momentul când s-a implementat acei piloni, trebuiau, nu s-au fost protejați în momentul respectiv și datorită faptului că în pantă, în zona respectivă și înainte au fost efectiv mine sub tot acel teren, păi e foarte greu de lucrat așa, ca și noi când am făcut prima investiție urmă cu 12 ani de zile. În zona respectivă au trebuit să intervine de mai multe ori până să o gestionat situația. Era clar că e o zonă cu mai mare risc, dar ca risc peste care se poate trece, că altfel e o zonă cu apă sărată, naturală, necesară unui tratament în zonă. Deci asta de totul, primul proiect au apărut probleme, nu a fost așa simplu să-l implementăm. Deci, până i-am dat pătut, merge până la capăt, că s-a făcut pași de finanțare și am obținut. Vreau să-ți facă undeva a venit numai să-ți scoate de rău în față, să-ți plătiți de cineva. Am încercat să cercetăm documentele tehnice, dar acestea nu există. Pe site-ul primăriei Dej lipsesc atât documentele tehnice, cât și rapoartele, cât și, mai grav, autorizațiile de construire. Practic, din 2019, administrația publică din Dej n-a mai făcut publice niciunul dintre autorizațiile de construire pe care le-a emis. Informațiile privind investițiile din Parcul Toroc nu există pe site-ul primăriei Dej. Primarul este întrebat ce se întâmplă, dar refuză să dea informații.
Am cercetat planul de analiză privind situațiile de risc din municipiul Dej și am constatat că, de fapt, acesta este un document cu caracter general, fără nimic concret. Administrația publică locală a scos din acest plan orice referire practică și concretă cu privire la alunecările de teren. Planul de analiză și acoperire a riscurilor din municipiul Dej este unul generalist și este unul dintre cele mai slabe documente pe care o administrație publică locală poate să-l conceapă. Practic, deși în planul de amenajare a teritoriului național, municipiul Dej figurează cu riscuri crescute de alunecări de teren, acest lucru nu este menționat în mod expres în documentul de la Dej. Investițiile de modernizare a parcului Toroc au fost făcute pe o zonă cu alunecări de teren, iar administrația publică locală pare să ascundă acest aspect. Lucrările de la Toroc au fost oprite. Au fost montat senzori ce monitorizează alunecările de teren. Aventura investițională a primarului Morar Constan afectează însă investițiile de 4 milioane de euro de la Toroc, făcute de municipalitate în trecut de-a lungul timpului. Parcul balnear Toroc este acum pe cale să fie distrus de alunecările de teren. Bazinele cu apă sunt afectate de alunecările de teren, iar acest fapt este vizibil cu ochiul liber. Primarul spune că se caută soluții și că în unele cazuri soluțiile sunt complicate. Dejul are și alte investiții mai puțin complicate decât Torocul, investiții pe care administrația lui Costan le-a gestionat greșit. În decembrie 2021, o expertiză tehnică constată deficiențe noi la podul de peste Someș-Dej, pe DN1. Pentru repararea fisurilor în structura de rezistență, experții dispun lucrări de reparații la pila 2 și 3. În decembrie 2021 se emite o dispoziție de șantier, iar în 8 februarie 2022 se încheie cu un contract în valoare de 433.750 de lei cu o firmă din București. Două săptămâni mai târziu, de la semnarea contractului, administrația primarului Costan are o revelație. Oferta firmei din București cu care s-a semnat contractul este făcută greșit, cu referire la o dispoziție de șantier mai veche. Practic, administrația locală a semnat un contract pentru o serie de lucrări greșite. Cel mai mare eșec al primarului Morar Costan este că timp de un deceniu nu a găsit bani pentru finanțarea unui pod nou peste râul Someș, deși a fost membru al partidelor aflate la guvernare. Oare de ce? Astăzi, Dejul este un oraș afectat de traficul greu, cu un centru renovat cu betoane și mai puțină verdeață, cu lucrări neconforme în care trotuarele se ondulează după dealurile din depărtare și cu unicul obiectiv balnear, parcul Toroc, compromis de niște ambiții investiționale insuficient controlate. Cu jumătăți de măsură făcute, primarul Năcăjel de la Dej va veni să vă ceară votul încă o dată. De data asta o să-l mai credeți?